Ev, gândim, ce facem? A trebuit să punem cercile pe garduri. Hai! După el! Hai. Eu când simt lânița aia pe mână, mi se face pielea de găină, e ceva ce nici... Și dacă... Doar să mă uit la ea și nebunesc. Mamă, mor, dacă e ceva pe lumea asta ce nu suport să ating... Pune una colorată aici. Și-n parte. Iria, să fii vasilică. Hai, ploaie, hai. Lasă-le-n coace. Sus, sus peste gard. Și eu. Am vorbit de ea, să scaune. Da? Cum acum, mergem noi, Slăru. Mergem noi. Stai așa un pic. Anca, Carmen și Marius, intrați în școală, scoateți toate scaunele și mesele. Haideți cu mine. Eu, Liviu, Andrei și Silviu mergem la Căminul Cultural. Acolo sunt foarte multe scaune și mese. Ajută-ne, te rog, și pe noi să aducem niște scaune cu mașina de aici, de la Cămin. Ajută-mă, te rog. Da? Când ne duceam noi pe jos către Căminul Cultural, am văzut un domn cu o mașină. Să nu-i dea tare, băi! Hai că nu stau după tine, da? Hai odată! Evaluare națională. Disciplină. Frunzuliță, căpșunică, eu sunt cea mai sexy bunică. Ăsta-i textul. Eu sunt cea mai cea bunică. Eu sunt cea mai cea bunică. A tras mașina acolo. Stai. Trebuie să o deschidem. Dar nu mi le dai peste gard. Bă, gata. La Căminul Cultural, domnul consilier, n-avea cheie. Am înnebunit. Uitați-vă, m-a rupt ușa. Bre, vrei să mergem la pârnaie? Yes. Hai! La pușcărie cu mata, bre! A intrat sub extracție! A, de fapt, că te agrafeam, am două. Deci nu mai pot, mi-am transpirat pe ceasul groaznic. Stai un pic. A, mișto! Poc, cu ochelarii pe jos! Și nu mai am alții. Nu mai vezi, trebuie să stai jos? Nu mai văd. Păi nu mai vezi, aia zic. Băi! S-au rupt ochelarii de aproape. Deci eu nu vă mai văd nimic să citesc. Ce să citești? Eu zic să facem textul cu bunica. Hai mă, lasă-mă, gata cu textul. Stai, gata. Bă, mi-a rupt ochelarii, mă. Gata. Și-a rupt ochelarii, e necaz mare, trebuie să stăm un pic, să ne gândim. Ia să, dă-l o parte, dă-l o parte. Am început să scoatem scaun. Mai găsi pe mine, că știi că-s puternic, este? Scoate de acolo. Stai așa, auzi? De să-l scuturăm un pic jos. Scaunele alea murdare erau nenorocire, bă, ele era, băi, de-asta n-a mai intrat nimeni în școala aia de când s-au oprit școala, din martie. Andrei! Am umplut o mașină, de Andrei cu Silviu, te-au plecat să descarci. Eu am muncit, am cărat cu mașina scaune, mi-am sacrificat, mi-am riscat viața, efectiv, că am mers pe exterior. Continuare, textul nescris. Da, cum e aia, că bunicuța nu vede? Da. De ce ai ochii așa de mari? Zice lupul, nu? Da. Pentru că mi-am spart ochelarii. Dar ce nasol e că dacă n-au direcție, amețesc. Între timp și zicea lui Marius, băi frățică. S-ai scris ceva? Lăsați-mă, când să scriu, numesc eu scarcaune, cărați voi, lăsați-mă. Măi, nu se poate așa. O să ne facem, păi, dacă ne facem de... Dacă eu nu scriu nimic, m-a lăsat cineva să scriu? Deci. Foaie verde căpșunică, foaie eu verde. Sunt cea mai cea bunică. Bunică. Și mai trag și una mică. Și mai trag una mică? Că foarte bine. Că e bună și nu te strică. Că la burtă nu te strică. Ah, bravo. Deci foaie verde căpșunică, mică. Eu sunt cea mai cea bunică. Pot să trag și una mică, că la burtă nu te strică. Că la burtă, bravo! Și vine lupul și... Am mai făcut 4 versuri pentru mine. Că la burtă... trag și una mică, că la burtă nu te strică. Stric! Perfect! Și-am ieșit! Și uite, vezi ce înseamnă să ai geniu? Ceva genial, îți dai seama. Un vis. Și eu am început să scot de nebun câte 20 de scaune trageam odată. Ușor. Nu pot să cred că ești așa de nebun. Când pe mine arde cam așa, nu pot să cred că tu ești așa de nebun. Auzi, am răbdare până că la ne urmă. Dar acum nu arde. Că ne ascultă. Dacă nu faci acum, să dă-te la o parte! Dă-te la o parte!
Cine bate seara la portița mea? Nu te încăpățâna să faci singur, că o să te doară iar spatele. Bă, încă n-am cu cine, dacă am numai proști lângă mine. Iar o să te doară spatele, nu te încăpățâna. Nu, lăsați-o așa pe loc. Da, mă, să te ajut. Ia-mă pe colegii noștri, dragi și scumpi, să vină să le împrăștie. Te doare în mijloc, o să oferească... Păi să mă doare, ce să fie, mă? O să te doare iar, mă. Băi, m-am băgat într-o chestie, o duc până la capăt. Da, o să te doare iar, mănuța. Dar așa, bă, frate, se filmează aici. Hai, dă câte e, ia. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Carmen, stai așa. Dă cu mâna aia. Câte scaune a scos? 30. 30. Și mese? Mese n-am scos. Scoateți și mese din alea, că alea trebuie să le punem pentru oameni acolo. Foarte mici. Cum? Sunt foarte mici. Pune câte două, trei, da? Bine. Da. Hai, pa. Uite încolo, mai dea-o pe iarbă, mișcă. Auzi? Băgați-le, mă, pe alea la loc. Dacă bași cu spatele, nu intră, să le băgăm cu fața. Păi băgă-le cu fața. Să le pun în elea. Păi cu lateralul, stai să-l lăstri. Nu, ai zis, ai zis, să nu mai. Nu, n-am făcut nimic. Băi, de ce dai? Facem sau nu facem treabă? De ce dai? Ia, mă, faceți treabă. De ce dai? Hai. De ce dai, mă? De ce dai? Și atunci domnul Barbu s-a speriat și a plecat. Te-ai făcut că găsesc gangster din aia din... Greu, cu căratul, cu cârca, cu astea, nu. Am scos scaunele, le-am dus unde era scena. Bă, dar noi le facem pe toate, că ar trebui să meargă mai repede, noi le scoatem, ceilalți le pun. Se pune la reață. O căldură afară și un senin, ce n-ai văzut. Mă tot uitam pe telefon, mă anunță ploaie. Uitându-mă pe cer, soarele ține cu neamărit. O să fie cald, niciun strop de nor. Degeaba a bătut ăsta dansul ploii. Ai, 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 oh! Ah, ok, hai și... Ai, 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 oh! Ai, 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 oh! Ai, 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 wow! Noi amândoi am luat un scaun și am mers pe jos. La de cum? Mare, tu pui și aici. Ca să deci cine a cărat? Cine a cărat? Noi. Noi. Să ne iertați atunci. Hai că se poate, hai. Liviu și Andrei cărau un scaun amândoi și Carmen lua câte două. La un moment dat am văzut eu o dubă și ca să nu mai cărăm... Lăsați-mă pe mine! Așa. Unde te duci, fetițo? Să iau astea cu duba, să le duc acolo. Deșteaptă. Bravo! Am cărat eu, cred că de vreo 5 ori câte 2 baloți din aia, grei. În timpul lui 12, căldură, nu mai mi-ar da de nici, trebuie să ne ducem să luăm costume, aveam multe lucruri de făcut. Prește una pe asta și pe amândoi, că știi de ce se desface. Carmen! Hai la mine aici! Pe mine m-a pus să curăț scaunele de praf, că îți dai seama, erau nefolosite de atâta vreme. Cu asta le dai ăsta, da, așa, că după aia le ștergem cu cârpa. Cu o perie am curățat scaunele de praf, tot în soare mă uitam, bă, un nor, mă, un căpăcel de nor, ceva să vină. Liviu zice, anunță ploaie la 3, eu mă uitam pe telefon, nu, anunță la 2, neamărice, nu plouă, uitați-vă la mine că eu sunt om bun. Am așezat tot scaune, Liviu nu e ars de nimic, nu mai prostii. E un balot în plus, ce fac, mă duc să-l duc înapoi? Hai că-l duc eu, Liviu. Îl duci tu? Da, îl duc eu, nu te stresa. Stai liniștit. Stai, ești al meu!
Mi-am dat și-o seama după ce am ajuns la gard și m-a luat neamărind la niște sprinturi. Păi ești care de turnul? Ești de turn? Am zis că ultima salvare a mea era să țar un gard și să o iau la fugă pe un păpușoi. Când am ajuns la jumatea gardului, mi-am dat seama că spre departe și am zis stop. E rău la coborâre. Oprește-te, om, ei nu știu. Care e genial? Urcarea e cea mai ușoară. Spider-Man. Dar dacă dai drumul lui Amărin, îl întărâți un pic. Haide, ia-l, ia-l. Și dai drumul lui Liviu înainte, vă dau cuvântul meu că noi câștigăm medalie. Nu aur. Hai, nu aur, corfii ăștia mai tinerei un pic. Dar bronz venim sigur. Da. Și a început șoarecele cu pisica în jurul la grădinița aia. Și l-am văzut pe Amărin cu fugea pe lângă casă. Fugea pe lângă casă, eu după el, fugea pe lângă casă, eu după el. Nu. El după mine, eu fugeam după casă, el după mine. La un moment dat, cred că am obosit. Bun, sănătate mult. La mulți ani, aici dați cu praștea. Trecea un bătrânel, tătaie, dă-mi bicicleta asta. Am luat bicicleta. Bă, să mă, n-are fân, n-are fân. La un moment dat, și când avea frâne. Dar el, îți dai seama că n-avea cum să te facă de râs. Bă, 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 după mine. Apropo, avem și la ciclism. Avem, nu luăm bronz, sigur. Nu luăm nimic. Dar măcar ne prezentăm. Bubuini, mai știu. Până când nu mai putea, la un moment dat, face, face, dar faci treabă, fac. L-am lăsat,